Bună seara, dragii mei, sunt Tarotela cu noua etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord, Învărsător, etalare pentru noiembrie și perioada următoare. Din seria mesajelor de la Îngeri, ați primit ca și mesaj iertarea. 29, 2 și cu 9, 11, probabil că unii dintre voi trebuie să vă, iertați. Să vă iertați flacăra geamănă sau, pentru alții, în momentul în care iertați, vă apropiază o vibrație mult mai înaltă care vă aduce mai aproape de flacăra voastră geamănă. Dar în acest proces de iertare trebuie să vă iertați și pe voi, pentru că unii avem tendința, aveți tendința, ca orice om, orice om are tendința să se învinovățească pe el, într-un fel sau altul, uneori poate nici nu conștientizează, se blamează că a permis unora și altora și atunci clar că trebuie să vă iertați și pe voi. La capătul setului de cărți, acțiunile vorbesc puternic, exprimați dragostea prin acțiune. În primul rând, exprimați-vă dragostea față de voi. Și iertarea față de voi. Practicați compasiunea, compasiunea față de voi și întoarceți-vă și față de alții, evident. Nu înseamnă că dacă cineva v-a rănit, trebuie să deveniți și voi acum la fel, da? Ca cei care v-au rănit. Nu. Practicați în continuare compasiunea și, repet, și față de voi și întoarceți-vă inima către lumină. Dați-vă o șansă la dragoste, iar la dragoste față de voi. Fiți în prezent și visați la viitor. Da, în prezent, într-adevăr, lumea are de-a face cu o situație foarte complicată și va mai fi și în 2021. Însă, încercați să anticipați un viitor mai bun și ridicându-vă vouă vibrația, fiți conștienți cu acest sinele, da? Fiți conștienți că ridicându-vă vibrația, ridicați vibrația colectivă într-un fel sau altul, fiecare cu partea lui de acțiune, de implicare, că acțiunile vorbesc puternic, da? Fiecare participăm într-un fel sau altul la această vindecare colectivă, iertare colectivă, să nu uităm și de iertare colectivă. Din seria aceasta de cărți ați primit Înțeleptul, numărul 7. Numărul 7, casa 7 a relațiilor și a contractelor. Acolo trebuie să fiți înțelepți și să iertați și să acționați în lumină. Da? În lumină să acționați cu înțelepciune, bufnița, cu răbdare și cu intuiție, lupul. Și cu forță. Lupul are o forță specială. Dar iar, lupul este un animal de colectiv, de haită, da? Și casa 11-a reprezintă prietenii, da? Vărsătorul asta înseamnă colectivul. Nu puteți să fiți voi dacă sunteți în afara colectivului. Asta e, n-aveți cum. Și aici este parte din misiunea voastră. Conectați-vă la sinele vostru și la sinele colectiv. Deschideți-vă cum puteți mai bine sau ridicați-vă, mai bine zis, vibrația, deschideți-vă chakrele într-un fel sau altul sau mai bine zis inima, să încercați să iubiți pe ceilalți necondiționați, chiar dacă ați fost răniți, chiar dacă trebuie să iertați anumite persoane din viața voastră. Și uite așa intrați pe vibrația uniunii sufletelor gemene, union. Vă atrageți uniune și în primul rând uniți masculinul și femininul în voi și creșteți, aude, două cărți foarte puternice, amândouă arcane majore. Uniunea cu voi, chiar dacă treceți prin niște situații neplăcute, este o lecție. Cu acest teremit, acest înțelept, e o lecție, o călătorie, o lecție spirituală, vreau să zic. Și păstrați-vă iubirea, compasiunea. Regele de cupe, asta înseamnă compasiune, dragoste. Păstrați-vă intuiția. Sau lucrați-vă intuiția. Și atunci veți putea manifesta asul de monede, ceva nou, dincolo de percepțiile care, sau dincolo de energia asta neagră în care suntem cam toți atrași la nivel planetar, da? Acum percepția o văd ca pe această energie negativă care învăluie tot pământul. Așa văd acum.
Dar puteți manifesta dacă rămâneți în prezent și lucrați în prezent, cum am zis, cum au arătat cărțile astea. Superbe, toate aceste patru cărți, în lucrarea voastră în prezent, inclusiv aceasta. Înțeleptul, în relațiile pe care le aveți acasă, cu cei dragi, contractele, dar și cu voi. Da? Toate, ia uitați. Foarte puternice, vi le și le arăt. Superbe, superbe. Cândva o să fac o etalare doar cu cărțile acestea. Pentru că sunt foarte interesante. Dar, acum, hai să vedem ce alte mesaje mai primiți din Crucea Celtică. Am văzut o romanță pentru unii dintre voi. Plutește în aer o romanță. Sau a fost, sau a plutit. Am văzut o romanță. Nevoia de romantism, acum când toată lumea este copleșită din ce în ce mai mult de ce este, de boală, de suferință, de paranoia și de criza care vine. Că vine. Deja a și venit. Da. Ia uite, judecata, încercați să renașteți. Da, a venit sinele. Renașteți. Uniunea, poate să fie uniunea cu Duhul Sfânt într-o formă sau alta, cu îngerii voștri protectori într-un fel sau altul. Știu că sună ciudat, dar asta e. Judecata. Încercați să renașteți din lacrimi. Unii chiar sunteți plânși. Ia uite, supărați 4 de cupe, 5 de cupe. Supărați la maximum. Probabil că a fost o situație la locul de muncă sau un triunghi pentru alții. Triunghi amoros. Niște iluzii, confuzii, 7 de cupe. Ia uite. Confuzii care trebuie să moară. Renașteți, moartea și renașterea. Renașteți din stările astea neplăcute. Hai să vedem, vărsători. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord, învărsător. Ia uite, 3 de bâte, așteptați. Încercați să sperați. Nebunul a venit invers. 3 de bute și nebunul. Nu riscați aiurea și încercați să fiți în prezent și să visați la viitor, cum am zis mai devreme. Păstrați-vă credința. Unii dintre voi v-ați pierdut credința cu acest nebun. Nebunul are credință că va fi bine. Dar se întâmplă, e de înțeles, vărsător. Noiembrie 2020. Ia uite, regele de cupe a apărut. Iar, a apărut și mai devreme, nevoia de o dragoste profundă, de a dărui și de a oferi, de a dărui și a primi. Puterea, marele preot, justiția, vai, numai arcane majore până acum, foarte intens, 6 de bâte, judecata, 4 arcană, fantastic. 7 de cupe, fantezii, confuzii, opțiuni, turnul, băi, câte arcane majore, asul, 8, fantastic, o să clarific cartea aceasta. Da, interesant. Mamă, sunt faine. Ok, la capătul setului de cărți, împăratul, partenerul vostru divin, soțul, un șef, o figură autoritară, împăratul și faetonul. Da, soțul pentru unii, cu acest rege de monede și împăratul, clar este soțul, cu care aveți o relație destul de veche și totuși, și totuși, ceva nu e în regulă. În fine, trecăm peste mesajul ăsta. Vă doriți echilibru, stabilitate
autoritate acolo unde sunteți, la locul de muncă și în viața de zi cu zi. Vă doriți stabilitate. Vreți să mergeți către destinul vostru. Vreți să vă întâlniți cu sufletul vostru pereche și să primiți stabilitatea pe care o meritați, pentru că și unii dintre voi vă doriți să o aveți în voi și atunci să primiți și de la un partener care vă este egal, cu care puteți să fiți fericiți. Aveți un partener care să vă fie pe măsură. E nevoie de comunicare. Pare diavolul. Da, asta este o relație karmică pe care trebuie să o depășiți. Diavolul și valetul de și patru de monede. Doi bărbați foarte puternici sunt în preajma voastră. Sunt doi bărbați foarte puternici. Unul este soțul sau partenerul de zi cu zi și altul o figură autoritară. Acum autoritară poate să fie pur și simplu un profesor. Un profesor. Iar apare o figură foarte importantă. Cineva care vă inspiră. Ia să vedem. Fiți înțelepți și iertați. În fine. Central. Aveți puterea. Probabil că pentru unii puterea asta se ține de cineva cu marcaj în semn de foc. V-ați luptat cu cineva care încearcă să vă conducă și încercați să mergeți către un alt personaj autoritar, dar care vă înțelege, vă înțelege la nivel suflet, din punct de vedere emoțional. Vă înțelege niște nevoi mult mai sensibile. 6 de cupe, 10 de cupe, valetul de cupe. Deci acesta este un personaj autoritar, dar nu încearcă să vă... să-și impună stilul, ci vă susține, vă încurajează în a vă exprima emoțional. Deci de la această figură autoritară vreți să mergeți către acest personaj care vă oferă stabilitate, dar într-o altă formă, mult mai blândă. Central aveți această putere. V-ați luptat cu acest ego, cu ego-ul vostru, cu ego-ul altuia, cu acest împărat. Da? Poate să fie ego-ul împăratului și voi să vă fi luptat cu acest ego. Unii dintre voi poate v-ați lupta și cu tendințele voastre și ați crescut spiritual. Pentru că aveți înțeleptul. Dacă și iertați, evident că veți crește. Pentru că aveți totuși niște sfaturi care țin de creștere spirituală. Sinele, conectați-vă la sinele vostru și intrați pe uniune. Uniunea dintre masculin și feminin. Iar două figuri puternice, da? Masculine. Aici este împăratul, aici aș zice că este regele de monede. În fine, provocarea este să creșteți spiritual, nu să stați în această luptă. Unii sunteți într-adevăr într-un cuplu puternic, sunteți un cuplu puternic cu cineva. Dar provocarea este să creșteți spiritual, nu doar să vă luptați cu acest personaj. Că, într-adevăr, când avem oameni dur și intens în preajma noastră și noi creștem. Ori ne lăsăm sau ori vă lăsați călcați în picioare, ori creșteți. Vă găsiți niște tactici, niște tehnici. Practicați compasiunea, iertarea și compasiunea față de cei care urlă și vorbesc, eu știu cum, da? Și încearcă să-și impună ceva. Și aici este provocarea. Provocarea, pe de-o parte, este să creșteți spiritual, să vă păstrați verticalitatea, chiar dacă unii încearcă să vă oprime într-un fel sau altul,
provocarea este să vorbiți cu acel personaj care vă susține. A zis că sunt doi oameni puternici care vă susțin, poate chiar trei. Poate chiar trei. Regele de monede, împăratul și acum apare și marele preot. Acum, poate marele, posibil pentru unii marele preot să fie unul din cei doi. Mai degrabă, regele de monede. Da? Dar nu mă refer musai la taur. Asta pentru că seamănă ca și zodie. Dar nu la asta mă refer. Provocarea este să cereți sfatul cuiva care are autoritate, care are înțelepciune. Să cereți sfatul cuiva în această situație de cuplu, casa șaptea, a relațiilor. Unii ar trebui să mergeți la preot. Unii în aceste lupte de cuplu ați uitat să mergeți la preot unii dintre voi. Justiția iar vorbește despre casa a șaptea, balanță, da? E o situație în casa a șaptea. Acolo trebuie să vă găsiți înțelepciunea. E o situație în care e ceva nedrept. Se întâmplă ceva nedrept în relațiile voastre. Partenerul. Poate să fie și relații de familie, nu neapărat soțul, soția, poate să țină de contracte la locul de muncă, cu împăratul și cu marele preot, poate să vorbească de contracte la locul de muncă, sau situații acasă, familia, părinții, surorile, vecinii, niște contracte, niște chestiuni care țin de acte de nedreptăți. Aici este. Trebuie să vă consultați cu cineva ca să înțelegeți dreptatea aceasta, cum să se facă dreptate, pentru că voi vă luptați în sinele, în sufletul vostru. Voi vă luptați să vă mențineți. Oh. Într-un anume fel. Eu vorbesc de vărsătorii de bun simț. Acum, dacă unii au mai acționat aiurea, vorbesc de cei de bun simț acum. Da, pentru unii poate să fie cineva cu marcaj în fecioară sau în leu, în sufletul vostru. Dar trecând peste acest mic mesaj, acesta este un mesaj așa de mic pe lângă altele. Provocarea este familia. Poate unii dintre voi ați fost atrași de cineva cu marcaj în semnul leului sau al fecioarei și provocarea este să vă păstrați familia. Pentru unii. Provocarea. Sau să vă schimbați cu acest turn în poziția sfatului, să vă schimbați atitudinea față de relațiile, da? Casa șaptea, partenerul divin, familia, vă schimbați un pic perspectiva. E foarte intensă etalarea la voi, aștept să-mi povestiți una și alta, pentru că doar cu o carte pe o singură poziție nu am foarte multe de spus, dar este intensă, o simt, e grea. În ultima vreme a apărut acest semn de foc pentru unii în viața voastră. În ultima vreme, trecutul apropiat, ce înseamnă variază? Ce înseamnă pentru unii? Evident că e diferit pentru alții. Șase de bâte. E o victorie, trecând peste acest mic mesaj. Este o victorie în ultima vreme. Poate să fie o victorie la locul de muncă. După ce v-ați străduit foarte mult, v-ați luptat cu voi. La un moment dat, într-un trecut îndepărtat. Și totuși, în prezent, aveți acești șapte de cupe. Aveți alte opțiuni. Pentru că victoria care a fost, la un moment dat, vă aduce niște conflicte. Vă transformă viața și vă pune într-o postură în care trebuie să luptați tot timpul cu voi. Cu inima voastră, în sufletul vostru, o luptă. Și șase de bâte lupte și aici doamna încearcă să-l tempereze pe leu, da? E o strădanie aici. În prezent aveți șapte de cupe. Asta înseamnă și confuzii în această poveste, și iluzii, și visări. Poate visați la acest personaj, deși voi sunteți căsătoriți, pentru unii e posibil. Probabil e acel personaj care vă inspiră, că în general cei cu marcaj în leu inspiră sau șase de bâte, iar clar inspiră la ceva.
În primul rând, vă inspiră la vă face să visați. Pe de altă parte, trecând peste mesajul ăsta, victoria care a fost și care va crea mai multe conflicte decât satisfacții, vă arată acum că aveți mai multe opțiuni. Probabil că înainte nu știați, până la această victorie sau până la această situație, aveți mai multe opțiuni. Puteți să aveți mai multe victorii. Puteți să abordați lucrurile din mai multe perspective. Eventual, puteți să renașteți, pentru că apare în viitor îndepărtat, renașterea. Puteți să renașteți în mai multe feluri. Depinde de voi ce cupă alegeți să manifestați. Însă în viitor trebuie să învățați să judecați mai clar și să ieșiți din starea asta de confuzie și de visare. Unii chiar aveți un vol. În prezent aveți un vol. Unii s-ar putea să fiți prea idealiști, unii, nu toată lumea. Și în viitor sunteți chemați să vă ascultați intuiția, îngerii, să-i ascultați pe ceilalți mai bine, ca să puteți să manifestați această justiție care, de fapt, să îndreptați lucrurile. E o nedreptate care s-a întâmplat în trecutul vostru. E o nedreptate clară. Și aici trebuie să vorbiți un pic cu preotul, cu un consilier, pentru că voi sunteți un pic cam confuzi acum cu 7 de cupe. Și dacă vreți să renașteți singur sau un cuplu, trebuie să acționați într-un anume fel, dar aveți nevoie de ghidaj. Aici e provocarea. Foarte ciudată etalarea la voi. Sunt foarte curioasă cum rezonează. Simt nevoia să oftez. Nu știu de ce. Sfatul este turnul. Lăsați această clădire să se dărâme. Construcție. Fiți atenți că vine Saturn în casa voastră, pe soarele vostru, pe ce mai aveți voi în vărsător, și am și eu, și se va dărâma ceva, o construcție veche, ca să se construiască altceva nou, ca să renașteți. Lăsați acest turn să pice ca să renașteți către o nouă viață, care vă oferă libertate. Nu stați în turn, stați în afara turnului. În afara zidurilor impuse eventual de acest împărat. Împăratul poate să fie sistemul, dragii mei. Da, și nu că poate cu siguranță, la scară mult mai largă, este sistemul în care suntem. V-am dat mai multe mesaje, sper că le reușiți să le selectați. Exterior aveți asul de spade, iar pentru unii poate cineva cu marcaj în balanță, dar nu obligatoriu. Nevoia de a comunica adevărul, iar o victorie, iar victorie, o victorie care vă influențează, am vorbit de o victorie care vă influențează, dar mai presus de toate adevărul pe care îl puteți afla eventual de la acest mare preot, de la acest coordonator, coacher, trainer, preot, ceva, un om de autoritate, eventual. Însă cineva vine și vă spune ceva, e o comunicare care se face și care îndepărtează blocajele care au fost până acum. Au fost niște blocaje. De-aia apare și judecata, nevoia de renaștere, de-aia apare o situație nedreaptă, justiția. Justiția aici în trecut, eu văd ca pe o situație nedreaptă, că altfel de ce v-ați lupta atât în voi? De ce ar apărea turnul? Nu? De ce s-ar dărâma ceva? Dacă era corectă, nu se dărâma, da? Și aici apare dreptatea, aici dreptatea, adevărul, cuvântul, care doare, dar și vindecă. Lumina, I can see clearly now. O să vă dedic această melodie. I can see clearly. Dacă acum sunteți în confuzie, într-o situație, visați, aveți iluzii, sau aveți opțiuni, va veni ceva, o discuție, o informație, cineva, și va face lumină și vă va ajuta să alegeți cupa potrivită ca să puteți să renașteți în direcția cea bună. De ce vă este teamă? De 8 de monede.
Eventual vă este teamă iar de un semn de pământ, că tot am văzut pentru unii. Dar eu nu m-aș fixa pe acest mesaj. De o situație la locul de muncă, vă este teamă că vă pierdeți locul de muncă? Pentru unii. Pentru alții, 8 de monede. E casa 8 a scorpionului, a transformării. Nu știți dacă vă veți transforma? Pentru că renașterea implică transformare și am văzut și moartea la un moment dat, da? Probabil aveți teamă pentru banii pe care îi veți face. Aveți 8, cineva cu marcaj în august, fecioară sau leu, că tot e central. Pentru unii. Vedeți din câte mesaje am dat cu care rezonați. Ce vă doriți? 7 de spade. Ciudat. Dacă ar fi acest semn de aer, alt semn de aer, poate că influență exterioară și vi-l doriți. Dar nu m-aș fixa doar pe această variantă. Vă doriți. Cu acest 7 de cupe și 7 de spade, cred că în acest moment vă doriți să fugiți de realitate. E o realitate care e foarte intensă. Foarte intensă. Pentru că 7 de spade fuge. Sau vă doriți ca ei să fugă de unde sunt și să vină la voi, evident. Visați, încă visați, ca să înseamnă 7 de cupe. Încă visați. Că or să fugă și o să vină la voi. O să clarific. Dar am zis că în viitorul îndepărtat aveți judecata, o să învățați să judecați mai bine situația, Doamne ajută. Și cum s-a terminat? Finalul a zis că iese 3 de cupe. 3 de cupe, bucurie. Dar 3 de cupe poate să înseamnă și triunghi amoros. Dacă este căsătoria și este cineva care va atrage atenția în afara căsătoriei, iar un triunghi amoros pentru unii. Aici sunteți voi, regele de spade. Frumos ar fi să fiți voi care vă bucurați de ceva, de o victorie, de prieteni, de familie. Vă bucurați de voi înși, vă bucurați de aceste. Este uniunea, da? Pentru unii, clar. Vă întâlniți cu sufletul pereche, dar pentru asta trebuie să fugiți ori voi, ori ei. Spuneți-mi cât este de adevărat. Pentru că e în poziția dorințelor. Trebuie să ieșiți de undeva pe furiș, ca să vă întâlniți union, da? Cu sufletul pereche. Sau cu un suflet care vă este drag, la care visați. 3 de cupe, 7 de cupe, da? Pentru că apare aici și uniunea. Iar apare rege de apă pentru unii. O stare emoțională. Și văd cupe totuși. Dar apare și semn de foc. Voi aveți multă pasiune și multă bucurie pentru cineva. Și s-ar putea să vă întâlniți, dar pentru această întâlnire trebuie să fugiți. De ceva aici este să fugiți. Vă doriți să schimbați energia și să vă bucurați, să sperați în acest context destul de sumbru. Ceva se dărâmă în viața voastră, o relație, o situație cu acest turn. Poate să fie și Uranus pentru unii, care, na, fiind vărsători, sunteți marcați într-un fel sau altul de Uranus, da? Unii dintre voi chiar vreți o împăcare cu această judecată și 3 de cupe, o împăcare cu cineva. Acum rămâne de văzut dacă acest personaj, față de care aveți multă atracție și multă pasiune, chiar vă poate schimba energia. Că, nu uitați, e o chestie unei complicate, e o căsnicie sau e un contract, e o situație nedreaptă. Cu această justiție, o separare, un divorț pentru unii. Asul de spade poate să fie și un avocat și decizie la acest tribunal de separare, o decizie de separare. Sunt multe variante.
Simt o energie destul de grea și intensă. Vă rog să-mi spuneți ce și cum a rezonat cu voi, dar acum, pentru că a ieșit totuși 3 de cupe, trebuia să fie finalul, da? Aici voi, regele de spade. Vă las și pe voi acolo. Vreau să amestec un pic cărțile și să clarific ceva. Clarificăm totuși 7 de cupe. E o confuzie acolo, 7 de cupe. Ce e confuzia asta? O legătură cu acest semn de foc. Visați la acest semn de foc. Posibil semnul de foc să fi devenit foarte defensiv. 7. Și totuși voi visați. Unii dintre voi? Dacă e leu, opozițiile se atrag, dar uneori se și resping. Mare grijă. Trebuie să așteptați. Sau ați așteptat, au fost niște conflicte mentale, jocuri mentale. Cineva se detașează. Clarificăm. 7 de spade. Pentru vărsători. 7 de spade, măică. Ia uite, 7 de spade, 8 de spade. Sunteți obsedați să fugiți de undeva. Ia uite, vă faceți griji. Oh, e o situație acasă. Oh. Unii dintre voi sunteți bolnavi și vreți să vă vindecați? Mai clarifică, mai dăm o carte. Ce? Ia uite, vă faceți griji. Hai să o pun la loc. Gata, am văzut-o pe asta. 7 de spade. Ce să vă doriți voi? Vă doriți să fugiți? Dintr-o cușcă. Sunteți ținuți într-o cușcă mentală. Într-un fel de a gândi aici provocarea. Tradiția asta. Tradițiile. Un mental. O religie. Cușcă mentală. Programare mentală. Vreți să fugiți? 7, 8. Din asta, unii dintre voi, să vă găsiți adevărul, să vă bucurați de adevărul și de principiile voastre, să descoperiți cine sunteți, că asta face regele de spade, știe foarte bine cine este și ce misiune are în... Nu sunt multe. Ia uite. Astea două. Deci vreți să fugiți din această cușcă mentală, din această cușcă, 8... Da? 8, iar e 8, e casa scorpionului, poate să fie 8, e casa căsătoriei pentru mine. De fapt, căsătoria în sine. Și aveți și 8 de monede în poziția fricilor. Vreți să fugiți din acest cerc, să ieșiți din acest cerc karmic, să mergeți către cine? Către leu? Ia uite că e aici central și regina de bâte și regele de bâte. Și să faceți, nu știu, să dați un telefon, să faceți niște, un pas de împăcare cu valetul de monede și cu judecata. V-ați dori o împăcare cu ei? Sau să vină ei? Sau vă doriți ca ei să vină? Da. Ia uite. Simțiți că este flacăra voastră geamănă, eventual? Că vă puteți bucura? Ia uite, multă pasiune. Multă, multă pasiune. Nebunie. Cu cavalerul de spade, care e și el foarte aventuros, foarte... intens. E și scorpion aici. E o poveste foarte intensă aici. Dar cred că unul dintre voi intră în căsătorie. Și se creează o injustiție, se creează o separare, un divorț, într-un fel sau altul, sau măcar vă doriți, nu știu, pentru unii, nu pentru toți. Dacă sunteți tinere, n-aveți ce să divorțați. Dar, ați văzut și voi poziția dorințelor. Asta a apărut. Poziția dorințelor. Fuga. Ieșirea din acest cerc. Ieșirea către regele de bâte sau ieșirea cu pasiune. Dacă nu mai vorbim de regele de bâte, este nevoia de a ieși dintr-un blocaj mental, dintr-o programare mentală și să vă recăpătați încrederea în voi și să începeți să manifestați pas cu pas ceva practic. Pentru că unii dintre voi vreți să faceți o nouă afacere a voastră pentru că aveți probleme cu banii, poziția fricilor, 8 de monede. Da? 8. Da.
Trebuie să intrați pe vibrația voastră, în autoritate trebuie să fiți. Regele de spade și trei de cupe. Să vă bucurați de prieteni. Să vă știți care sunt prietenii adevărați. Ce este turnul? Ia clarificăm și turnul. Unii dintre voi trebuie să vă învățați prietenii care sunt prietenii adevărați. Turnul. Ia, uite. O dezamăgire, măi. Nedreptate, am zis, a ieșit, da? Detașați-vă. Ia, uite. Un triunghi pentru unii, o situație dezechilibrată. Hai să vedem energia, ia uite, șase de cupe și soarele. Visați la cineva, la soare, la leu, la cineva cu planete în zodia leului. Energia intimă dintre voi și cine e sufletul vostru? Energia intimă, vărsător, ia uite. Doi de monede. Nu știți cum să abordați leoaica, roșcata? E o tipă roșcată. Asul de cupe. Asul de cupe. Dragoste. Dragoste mare. Profundă. Profundă. Că am văzut regele de cupe, l-am văzut și mai devreme. Dați în urmă. A apărut la un moment dat. Ia uite, 10 de cupe. Judecata iar. Vreți să lăsați în urmă o relație obositoare ca să vă bucurați de o relație care vă umple sufletul. Însă, știți că aveți o legătură profundă cu cineva și ați face orice, orice ca să-i satisfaceți. Pentru că știți că ei vă aduc fericirea. Încă o carte. Asta? O, Marea Preoteasă, ce frumos! Am văzut Marele Preot. Marele Preot și Marea Preoteasă în acest context și lumea este un personaj, afară de faptul că e misterios. Afară de faptul că e misterios, nici nu mai vreau să dau zodii. Posibil să fie cineva cu marcaj și în apă și în foc, pentru unii. Așa, trecând peste asta. Nu știți cum să abordați această nouă dragoste. Foarte profundă. Este un mister pentru voi. Dar doamna are cheile sufletului vostru și are multe chei, cunoaște multe lucruri. Oricum, trecând peste acest mesaj, această poveste este secretă. De-aia a apărut și Marele Preot și Turnul și dezamăgirile. E o poveste secretă, e o pasiune secretă. Și trebuie să alegeți între această pasiune și persoana cealaltă, pentru că doi de monede alege, da? Pe de o parte. Pe de altă parte, nu știți cum să abordați, da? Nu știți cum să abordați. Pentru că este atât de intimidantă, misterioasă doamna și totuși plină de pasiune, că am văzut regina de bute, da? Puternică. Și are o forță specială și o forță spirituală. Ar putea să fie chiar același personaj de aici. Da, și aceasta este dragoste, dragoste profundă pe care n-ați mai simțit-o foarte mulți, de mult timp. Și pentru care merită să luptați. Rămâne de văzut în cât timp se și manifestă. E un potențial. 1 și 2. La capătul setului de cărți aveți lumea. Lumea înseamnă să și încheiați ceva, să încheiați niște aventuri sau atitudini aventuroase sau... Dar iar vă semn de foc. Să încheiați relații care nu v-au satisfăcut pentru că puteți să vă bucurați de o nouă relație în care doamnele, în mod special, dar și domnii, vor fi tratați cum merită, onorați, cu toată atenția, toată atenția, da? Puși pe un piedestal, Marea Preoteasă, lumea. O nouă dragoste. Aici este provocarea, aici este provocarea. Cam atât, dragii mei, cărțile de final au fost frumoase, primele au fost destul de intense, m-au încărcat. Vă rog, transmiteți-mi ce și cum a rezonat în viața voastră, pentru că a fost epuizant într-un fel sau altul. Atât este de intens ce se întâmplă. Multe arcane majore, număr 8, 8 am văzut, 7 iar și o energie... Ați văzut că mi-a luat și ametistul lângă mine. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Pa, pa!